Dragi copii, dragi profesori, stimați invitați, dragi colegi din Consiliul Local, săptămâna asta sărbătorim săptămâna sportului european. Noi, la Comuna Banca, sărbătorim și noi această mare sărbătoare prin sfințirea acestui teren sintetic multifuncțional. Un teren pe care dumneavoastră, dragi copii, îl așteptați de mult timp și nu numai dumneavoastră, ci toți tinerii din comuna noastră. La ședințele avute, la fel de discuții avute cu profesorii de sport, singura lor problemă era, domnule primar, cum facem noi cu acești copii, pentru că avem copii minunați, copii care prosperă, care au atâtea activități și merg cu ei pe la oraș, pe la alte comune și nu pot să-mi desfășor activitatea. Astăzi s-a împlinit ceea ce de fapt am promis, recepționarea și darea în folosință acestui teren minunat. Acest proiect s-a realizat prin bugetul local, deci finanțarea este din bugetul local. Mulțumim echipei cu care colaborez, angajaților la Primăria Banca, cetățenilor din Comuna Banca, pentru că au înțeles mesajul meu în educația fiscală pe care am avut-o noi prin toate satele din Comuna Banca, explicându-le că orice ban pe care dânsii îl plătește va veni și se va întoarce prin proiecte pentru fiecare sat din comuna noastră. Astăzi am început cu acest proiect în centru de comună, unde avem cei mai mulți copii. Majoritatea copiilor sunt din toate satele. Noi aici aducem copiii din toate satele. Deci acesta va fi folosit de toți copiii din comuna noastră. Noi o să încercăm ca să continuăm aceste terenuri și în celelalte sate, dar în funcție de banii de la bugetul local. Aici, la Gara Banca, avem și alte investiții frumoase pentru voi, dragi copii. V-am mai spus și la alte întâlniri că avem aici și o sală de sport în spatele meu aici, unde este terenul liber. O sală de sport cu 180 de locuri, care cu siguranță se va realiza într-un timp foarte scurt. Deci vom avea un complex sportiv minunat, unde voi să vă desfășurați activitatea. Vreau să vă mai spun câteva lucruri care țin de ceea ce de fapt înseamnă sportul în sine. Sportul nu înseamnă altceva decât sănătate. Noi vrem să concentrăm activitatea copiilor prin mai multe evenimente prin care dumneavoastră să fiți grupați, să vă organizați, să socializați, să vă ocupați mai mult de lucrurile frumoase. Să lăsăm un pic mai departe telefonul, să lăsăm, știți, într-un cuvânt așa mai, care nu ne convine nouă, anturajul, care întotdeauna anturajul este cel care strică, de fapt, educația copiilor. Asta este gândirea noastră. Noi încercăm să vă concentrăm, să vă grupăm și să vă așezați viitorul pe o cale foarte, foarte frumoasă. Dacă la o conferință de presă domnul gimnast Marian Drăgulescu spunea că și făcea o comparație între organismul omului și mașina. Și spunea că, știți cum, mașina dacă o lași undeva,
ea ruginește. Așa e și organismul. Deci organismul omului, dacă nu facem sport, la fel și el s-anchilozează, cum zice părintele. Așa că recomand sport la toate categoriile de vârstă. Adică suntem cuprinși și noi, deci și cei care suntem mai în vârstă, trebuie să venim și noi să ne desfășurăm și noi activitatea aici, pe terenul de sport și peste tot. Deci sportul face bine sănătății și nu numai fizic, dar și psihic. Așa că eu vă rog să aveți grijă de acest teren frumos, să-l mențineți în condiții, vedeți și voi cum arată acum și sunt sigur că domnii profesori sunt implicați și își doresc și ei ca acest teren să fie în permanență în condiții frumoase și să-l păstrăm pentru noi. Vom avea și un program frumos după, deci după ce terminăm, părintele va sfinți acest teren, vom avea niște activități sportive cu voi, dragi copii, după care și un meci de fotbal, așa demonstrativ, deci o provocare făcută din partea noastră al primăriei Banca pentru prefectura Vaslui și vom juca și un meci așa cu noi de la Banca, eu voi fi capitanul, chiar dacă altcineva nu-și dorește, dar asta este, eu m-am propus să fiu capitan și de la prefectură vor veni la 11 și jumate, vom începe acest fotbal și vă rog frumos, dacă puteți, să ne susțineți, fiindcă întotdeauna la fotbal știți dumneavoastră că galeria e cea care decide. Va fi un meci foarte strâns, fiindcă băieții de la prefectură s-au antrenat și noi ne-am antrenat și dumneavoastră o să fiți bucuroși, o să vedeți că noi vom câștiga. Da? Felicitări, multă sănătate și să dea Dumnezeu să continuăm aceste proiecte minunate pe care noi le avem. Am să închei cu niște cuvinte frumoase ale părintelui Iustin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă, care spunea așa: să vorbim mai puțin și să lăsăm faptele să vorbească. Multă sănătate și fericire! Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretindere și toate le împlinești, listier bunătăților și Dătătorule de viață, vinuște să lușluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Dea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tăi slujitori și cu aceștia Sfinților Tăi îngeri, dă pacea Ta școlii acesteia și terenului acestuia și cu milostivirele binecuvântează, mântuind și luminând
pe cei ce lucrează și învață aici. Împreună cu cel fără de, de părinte, în cel, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Oamenii încât se mirau și popoarele și ziceau, de unde știe acesta Scriptura nefiind învățat? Și David trăiește, veniți fiilor, ascultați-mă pe mine și vă voi învăța pe voi frica Domnului. Cel ce a învățat pe Solomon înțelepciunea Dumnezeului al tuturor, cuvântul împărat al tuturor, deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor tăi, membrii al corpului didactic și elevi ai școlii acesteia și ferește pe dânsii de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor, făcându-i să sporească totdeauna în toate poruncile tale, rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi, că Tu ești cercetătorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălță, împreună și Tatălui și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, Împăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Bună ziua! Îi spuneam domnului primar, eu prefer împreună cu domnul profesor, colegul meu, prefer să ne exprimăm prin activitățile pe care le-am pregătit pentru voi. Am rugămintea copiii să eliberați terenul pentru a ne putea desfășura activitățile. O să facem pentru început o ștafetă, după care vom face câteva ștafete distractive. O să facem un meci de handbal, un concurs de aruncări la coș, după care o să continuăm cu un meci de rugby, iar în încheiere va fi meciul de fotbal despre care domnul primar v-a spus. Îi dau cuvântul și colegul meu. Bună ziua tuturor! Am un pic de emoție. Sunteți pregătiți? Da! Mai tare! Da! Bun! Să începem! Am rugămintea ca... Al doilea teren de sport pe care l-ați inaugurat în Comuna Banca. Domnule primar, de ce a fost nevoie de o astfel de investiție? Bună ziua și bine ați venit la noi! Da, este nevoie de această investiție, fiindcă, după cum observați și dumneavoastră, avem foarte mulți copii care își desfășoară cursul școlar și au și orele de sport prin care, unde ei nu aveau unde să-și desfășoare această activitate, iar astăzi bucuria lor, după cum observați și dumneavoastră, este imensă, atât lor cât și profesorilor de sport. Deci investiția a fost realizată din fonduri proprii,
și este în valoare de 2 miliarde jumate lei vechi. Mai sunt și completările care vin din bugetul local, adică din veniturile noastre care le-am făcut peste proiectul care îl vedeți și dumneavoastră. Aici mă refer la plasa, la lumina care am pus-o. Deci, oricum, valoarea este suficient de mare și vedeți și dumneavoastră că ca să poți aduna din taxe și impozite leu cu leu, e foarte greu, dar noi ne-am străduit, am făcut economii din altă parte și am realizat acest proiect minunat, dorit de toți copiii și toți tinerii din Comuna Banca. Eu așa consider că e ca și acasă, adică luăm cu prioritate, adunăm leu cu leuț și luăm prioritățile în funcție de necesitățile care sunt. Am aici alături de terenul acesta sintetic, avem și o sală de sport care e prin CNI. Așteptăm să se concretizeze și să semneze proiectul pentru ca să putem să realizăm și această sală de sport necesară pentru noi toți, fiindcă facem legătura între terenul de fotbal și terenul sintetic, școala, deci va fi un complex sportiv minunat, unde aici copiii de la Gara Banca vor desfășura activitatea. Da, exact ce spuneam și eu când la recepție, sportul înseamnă sănătate și trebuie să practice toate categoriile de vârstă. Și atunci noi arătăm prin faptul că și noi suntem la o vârstă în care sportul pentru noi e o Bravo! Bravo, copii! Bravo!